Putem rupe vraja? Sau o întrebare poate mai profundă este, vrem să rupem vraja? Pentru că idolii vremurilor noastre au o putere de vrăjire. Vrem să rupem această vrajă? Tare mă tem că poate prea mulți dintre noi nu prea vrem să o rupem. Ci mai degrabă vrem altceva, și anume, mi se pare că ispita subtilă a idolatriei nu este că ne transformă în atei, ci mai degrabă că ne convinge că este normal să-i pretindem lui Dumnezeu să coexiste cu idolii din inima noastră. Acesta este cel mai mare pericol. Închinându-ne unui idol sau altul, noi nu devenim atei, nu îi întoarcem spatele lui Dumnezeu, nu îl respingem. Mai periculos este că încercăm să-l coborâm pe Dumnezeu la nivelul idolilor noștri, să-l amestecăm pe el cu ceilalți. Și aceasta este marea ispită a idolatriei. Să-i cerem lui Dumnezeu să coexiste împreună cu idolii din inima noastră. Astăzi este vremea iubirii, vremea lui Eros. Încă din vechime, oamenii au simțit cumva că iubirea își merită un zeu. Că cumva există un zeu al iubirii la care să te închini și de la care să ceri iubire și împlinire de felul acesta. Grecii l-au numit Eros, romanii l-au numit Cupidon. Îl vedem reprezentat în vechime fie ca bebeluș, în compania mamei sale, fie ca adult, sub formă unui tânăr chipeș. În ambele cazuri, el este înaripat și poartă arcul și săgețile pe care le folosește pentru a-i face atât pe muritori, cât și pe zei să se îndrăgostească. Idolul iubirii este încă bine mersi și în vremurile noastre. Și își duce viața cât se poate de confortabil. În anii 60-70, Beatles și ne învățau, ne spuneau că all you need is love. Oare au dreptate? S-ar putea să aibă dreptate în funcție de cum definim această iubire. Cert este că nevoia de a iubi și de a fi iubit nu este doar reală. Ea este vitală pentru viața omului. Nevoia aceea arzătoare de a dărui și de a primi dragoste palpită în inima bărbatului și femeii, deopotrivă. Ideea aceasta, conceptul acesta de iubire s-a născut în Geneza 1 cu 27. Astfel, spune Scriptura, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a creat bărbat și femeie. I-a creat. Și apoi în Geneza 2:24, de aceea bărbatul își va lăsa tatăl și mama și se va alipi de soția lui, iar ei vor fi un singur trup. Cu aceste cuvinte începe istoria iubirii. Ceva acolo se întâmplă între el și ea. Nevoia aceea arzătoare de a dărui și a primi iubire palpită în inima fiecărui om. Și nu-i așa? Dacă cumva omul lipsește, dacă cumva nu ai o ființă umană căruia să-i dăruiești iubire și de la care să o primești, nu-i așa că ne căutăm înlocuitori? Găsim un câine, găsim o țestoasă, găsim un colibri, găsim o reptilă, găsim ceva care să știm că e al nostru, de care să îngrijim. Găsim o altă ființă față de care să ne atașăm.
care să fie pe lângă noi, cu care vorbim. Culmea, vorbim ca cu o ființă umană. Pentru că nevoia arzătoare din inima omului este să fie iubit și să dăruiască această iubire. Avem o capacitate uluitoare de a ne dedica, de a ne dărui. Și astfel, undeva pe parcursul tinereții, un bărbat, respectiv o femeie, alege o anume femeie, respectiv bărbat, în detrimentul tuturor celorlalte femei, respectiv bărbați. De ce alegi tocmai această femeie, respectiv bărbat, și nu alta? Ceva se întâmplă acolo în ființa lor. Și cei doi sunt gata să se lipească pe viață unul de celălalt. Acel ceva, omenirea îl numește iubire. Aceasta este povestea umanității, a ființei umane. Ce-o fi iubirea aceasta? Au încercat oamenii de știință să o descopere și să o înțeleagă. Pe Andreas Barthels îl urmăresc de ceva vreme. Pe vremea când a făcut studiul pe care vi-l pomenesc, era cercetător la University College în Londra, acum este undeva prin Germania, la ceva universitate. Și atunci s-a folosit de un aparat, de un remene, ca să examineze 11 femei și 6 bărbați îndrăgostiți. Studiul este mult mai interesant, mult mai complex. Am rămas cu, sau vreau să vă pomenesc un singur lucru. Omul pus la aparate, îi se arată poza cu ființa iubită. La privirea acestor poze cu cei iubiți, anumite secțiuni din creier se iluminau, denotând un flux sanguin mai accentuat. Barthels le-a numit puncte de iubire. Deși aceste zone ale creierului care se iluminau erau aproape de zonele creierului corespunzătoare atracției sexuale, nu se confundau una cu cealaltă. Oare iubirea să fie o chestiune chimică? Vezi o persoană și încep chimicalele, substanțele în tine să reacționeze și nasc ceea ce omul numește iubire? Eu nu cred în asta. Experimentul de mai sus, mai degrabă, ne arată că iubirea are manifestări chimice, dar nu este rezultatul unor reacții chimice. Și argumentul este foarte simplu. De ce iubirea selectează doar o anumită persoană? Dacă este o reacție a unor elemente chimice care se găsesc în fiecare persoană. Cu toți avem aceleași substanțe chimice în corpul nostru, în creierul nostru. De ce nu reacționăm cu iubire la adresa oricui, a oricărei persoane care se află lângă noi? De ce selectăm persoana? Asta dovedește că iubirea nu este rezultatul unor reacții chimice, doar are niște manifestări chimice în corp. Așa că dragostea, de-a lungul timpului, a fost examinată de filozofi, înfrumusețată de poeți, înălțată de muzicieni, până și Biblia dedică o carte temei iubirii romantice. Cântarea cântărilor. Un poem liric care descrie într-o manieră dramatică trăirile intime a două ființe umane aflate într-o relație de dragoste. Este o poveste, un poem liric despre a iubi și a fi iubit. Cântarea a fost compusă de Solomon când avea doar 60 de împărătese și 80 de țiitoare. Ce-am vrut să zic până acum? Am vrut să zic că iubirea romantică este un obiect cu o putere colosală asupra inimii, asupra minții, asupra imaginației omului. Iar puterea ei ne poate domina viața dacă nu o înțelegem cum trebuie. E bine, în cultura noastră, iubirea romantică a fost ridicată la un rang pe care nu-l merită. Ni s-a strecurat ideea, fie din filme, fie din articolele specialiștilor, și aici mă minunez de naivitatea pe care o avem, ce ușor acordăm încredere unor oameni specialiști, fără să verificăm, fără să le cunoaștem viața, ce ușor, ce naivi suntem să urmăm exemplele influencerilor,
cumva ni s-a strecurat ideea că dacă nu avem pe cineva, dacă nu suntem iubiți, suntem invizibili, fără valoare, suntem defecți, suntem respingători, precis avem ceva rușinos din moment ce nimeni nu se uită la noi. Și când acest gând ni se strecoară în minte, că nefiind iubiți, noi suntem fără valoare, ei bine, în momentul acela ne lansăm într-un ciclu de iubiri după iubiri. Dezamăgiri după dezamăgiri, abuzuri după abuzuri, în care fie suntem victimele, fie suntem victimizatorii. Și astfel ne facem singuri sclavii iubirii. Iubirea devine un idol după care umbli să-l slujești, să-l cauți, să-l ai. Dacă munca îți devine un idol, aceasta îți va ruina sănătatea, familia, caracterul. Dacă iubirea îți devine idol, îi vei îngădui iubitului să te exploateze, să te abuzeze, să te orbească în ceea ce privește relația deviantă în care te afli. Iubirea, oricât de frumoasă este, dacă trece pragul și ajunge un idol, te ruinează. Iubirea romantică poate deveni un idol apocaliptic care îți va spune că setea după îndrăgostire și apropiere sexuală îți vor da semnificația pe care o cauți. Asta va încerca să-ți spună idolul numit iubire. Dar minte, adevărata valoare și semnificație vine când îți îndrepți privirea către Dumnezeu, când îți întorci privirile spre El, spune psalmistul, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Acum, am văzut cam cum stau lucrurile cu iubirea. Este o forță nemaipomenită în viața fiecărui om. Dar oare Scriptura ce are de zis cu privire la iubire? Care este perspectiva biblică? Și dacă doriți un exemplu biblic al temei noastre, istoria lui Iacov, Leei și Rahelei, aduce ceva lumină. O găsim în Genesa 29. Întâmplarea cu Iacov o știm cu toții, dar printre rândurile ei sunt câteva lucruri demne de a fi observate, pentru că sunt aliniate temei noastre. Iacov trebuie să fugă de acasă, știți foarte bine, merge în casa rudelor sale, la Laban, ajunge în comunitatea lor, o vede pe Rahela și se îndrăgostește radical de ea. În text găsim câteva mențiuni și argumente și o să le vedem imediat. Dar Iacov o vede pe Rahela și se îndrăgostește de ea. Textul Scripturii spune, era frumoasă la chip și frumoasă la înfățișare, adică avea fața frumoasă și un corp foarte frumos. De ce mențiunea aceasta? De ce mențiunea că Iacov o vede pe Rahela cât era de frumoasă, atât la față cât și la corp, și că o iubește, s-a îndrăgostit de ea? Ce se întâmplă acolo? Golul lăuntric al lui Iacov, care era compus din lipsa iubirii tatălui, Esau era preferatul în familie, după cum bine știți, despărțirea prematură de iubirea mamei sale, înșelătoria care îl obligă să fugă de acasă, superficialitatea relației sale cu Dumnezeu în etapa aceea de viață, l-a făcut foarte vulnerabil pe Iacov. L-a făcut vulnerabil în fața iubirii. El vroia să se atașeze de cineva, vroia să găsească pe cineva, vroia să știe că cineva îl apreciază și îl iubește. A văzut-o pe Rahela și a spus, asta este. Și în text găsim câteva indicii referitoare la iubirea, la îndrăgostirea radicală față de Rahela. Odată oferă 7 ani de muncă pentru a o primi ca soție, de 4 ori mai multă plata decât prețul normal, și Laban, fără scrupule, profită de slăbiciunea lui. Apoi, Iacov vede un da unde Laban nu spune da,
Răspunsul lui Laban a fost vag, în mod deliberat. El nu a zis la oferta lui Iacov, lucrez 7 ani, mi-o dai de soție. N-a spus, bate-mi palma, ci a spus, mai bine să-ți o dau ție decât să o dau altuia. Iacov a vrut să audă un da și a auzit un da. Laban n-a spus nimic altceva decât, cred că e o idee bună ca tu să te căstrești cu ea. Apoi textul ne mai arată câteva lucruri. Aceștia 7 ani i s-au părut lui Iacov ca fiind doar câteva zile datorită dragostei sale pentru ea. Și apoi s-au împlinit cei 7 ani și mai găsim un indiciu în text. După aceea, spune textul, Iacov i-a zis lui Laban, dă-mi soția pentru că s-a împlinit vremea să intru la ea. Fraza este directă, grafică, sexuală. E ca și cum ai merge astăzi la tatăl fetei și ai zice, abia aștept să fac sex cu fica dumneavoastră, dă-mi-o acum. Cam așa sună vorbele lui Iacov, din câte ne spun lingviștii. Naratorul ne cronează un om dependent emoțional și copleșit sexual. Dă-mi-o! Am făcut tot ce am promis. Rahela nu era pentru el doar soția lui, era salvatorul lui. Și mai târziu în viață știm cu toții. Idolatrizarea Rahelei l-a condus la otrăvirea relațiilor de familie. O adora pe Rahela și fiind născuți de ea în detrimentul fiilor Leei. Iar când se trezește căsătorit cu Leia după noaptea nunții în locul Rahelei, este bulversat. Și imediat după aceea o ia de soție și pe Rahela, pentru care mai plătește cu încă 7 ani de muncă. Ce avem în toată povestea asta? Avem un Iacov care se închină iubirii, un drog care să-l ajute să evadeze din realitatea lumii în care se afla și o Leia cu ochii delicați sau slabi. Cel mai probabil sufera de strabism, privire încrucișată. O Leia cu ochii delicați, slabi, care căuta cu disperare iubirea unei ființe umane, mici șanse pentru ea atunci să fie iubită, să-și găsească un soț care să o împlinească. Nu era plăcută la privire. Drama Leiei se desfășoară în urmarea povestirii cu un final plin de învățătură și aș vrea să o urmărim, pentru că aici este secretul, marea lecție de viață pe care Leia o învață și poate reușim să o învățăm și noi. Domnul a văzut că Leia nu era iubită și a compensat. I-a deschis pântecul. Rahela însă nu putea rămâne însărcinată. Era frumoasă la față și frumoasă la corp. Leia a rămas însărcinată și a născut un fiu care i-a pus numele Ruben, deoarece a zis, Domnul a văzut într-adevăr suferința mea, acum sigur soțul meu mă va iubi. Ea a rămas din nou însărcinată, a mai născut un fiu și a zis, pentru că Domnul a auzit că nu sunt iubită, mi l-a dat pe acesta. I-a pus numele Simeon. Ea a rămas din nou însărcinată, a mai născut un fiu și a zis, de data aceasta soțul meu se va atașa de mine, pentru că i-am născut 3 fii, de aceea i-a pus numele Levi. Observați tânjetul ei? Vreau să fiu iubită. Și soțul meu nu mă iubește. Compensez cu ce pot, dar degeaba pare secă. Frământarea ei era Domnul, suferința mea, soțul meu, atașamentul. Și apoi textul se încheie. Ea a rămas din nou însărcinată. A mai născut un fiu și a zis, de data aceasta îl voi lăuda pe Domnul. De aceea i-a pus numele Iuda. Observați, în această ultimă formulare se simte o sfidare. Declarația Leiei la nașterea ultimului fiu este foarte diferită de celelalte. Nu mai găsi nicio mențiune a soțului care nu o iubește, nu mai găsi nicio mențiune a faptului că ea nu este iubită, nu mai găsi nicio mențiune a copilului pe care îl primește. Îl găsim doar pe Dumnezeu. În final, pricepuse că nevoia ultimă de iubire, de atașament, de speranță, nu vine de la un om, nici măcar de la soțul ei. Într-un final pricepe. Iacov și Laban îi furaseră viața fiecare în felul lui. Dar acum, când și-a dat viața Domnului
și a recâștigat-o. Sfidarea Leei era adresa idolului iubirii căruia se închinase până în acel moment. În sfârșit pricepuse, putuse să spună, până aici, destul. Și pentru cei cărora le plac conexiunile istorice și biblice, ați observat că al patrulea fiu este Iuda. Prin el urma să apară, să vină David ca rege și Mesia. Asta ne spune ceva despre Dumnezeu. Nu doar ce a făcut Dumnezeu în Leia, ci și ce a făcut pentru Leia. Dumnezeu s-a apropiat de o femeie nedorită și neiubită și a ridicat numele. A făcut-o mama ancestrală a Fiului lui Dumnezeu. Mântuirea a intrat în lume nu prin frumoasa Rahela, ci prin cea cu ochii încrucișați. Nedorită și neiubită, dar de om, dar iubită și dorită de Dumnezeu însuși. O, da, mi-ați putea spune, dar săraca Leia, habar n-a avut de această cinste câtă vreme a fost în viață. La ce a folosit? Eu vreau să fiu izbăvit de neiubire acum și aici. Leia a fost izbăvită de neiubire atunci acolo, pentru că și-a schimbat focalizarea. Și-a primit în plus bucuria de a lăsa niște urme în istoria lumii. Să fie mama Fiului lui Dumnezeu. Dumnezeu iubește pe cei nedoriți, nebăgați în seamă, neiubiți, cu defecte încrucișate. El nu este doar un rege și noi supușii, nu este doar un păstor și noi oile, El este un soț, noi soția, Iisus este mirele, iar noi mireasa. Metaforele astea vorbesc. Nu sunt degeaba aruncate acolo. Dacă Iisus este mirele și noi mireasa, acolo e vorba de ceva ce se cheamă iubire. Iubirea o căutăm fiecare. Uneori o căutăm prea tare, cu disperare, și o căutăm unde nu trebuie. Ajungem să credem că am putea o găsi la cineva. Ori o iubire sau o relație perfect împlinitoare. Și o căutăm cu disperare și nu ne mai oprim din căutare. Și în felul acesta iubirea poate deveni un idol care ne mănâncă de vii. Cum îmi evaluez închinarea înaintea idolului numit iubire romantică, dacă vreți? Cum eu evaluez? Pentru că până la urmă trebuie să ne facem o autoevaluare. Mă închin acestui idol sau nu? Fie că ești căsătorit, fie că nu ești căsătorit. Se aplică oricui. Cum mă raportez eu la iubire? Nu cumva îmi plec genunchiul după ea, într-un fel sau altul? Și filtrele de evaluare sunt cam aceleași. 1. Imaginația. Adevăratul Dumnezeu al inimii tale este acela la care îți fug gândurile fără niciun efort. Care sunt lucrurile la care te gândești cel mai mult? S-ar putea să-ți definească care ți este interesul, preocuparea, poate chiar idolul. Ce scenarii îți ocupă mintea când nu ai ceva anume de făcut? Urmărești mereu intrarea într-o nouă relație? Te plictisești repede? Ești mereu într-un dialog de cucerire? Ce se întâmplă în mintea ta? Pot fi niște semne ale gradului de închinare. Eu știu, doi, numărul de relații romantice avute ar putea spune despre ceva despre cui te închini sau cui te-ai închinat. Problema este că schimbând partenerii unul după altul, îți pierzi abilitatea de a experimenta profunzimile unei persoane. Îți restrânge și sufocă capacitatea de a iubi. Nu mai știi să o faci, nu mai poți să o faci. Banda adezivă este cel mai bun exemplu. Folosește-o de mai multe ori, lipește-o și dezlipește-o și își va pierde funcția. Reacțiile emoționale. Ce se întâmplă acolo în tine? Iarăși poate spune ceva despre cât de vrăjit ești. Oamenii care caută frenetic iubirea sunt mult mai afectați emoțional și copleșiți de lipsa ei.
te găsești foarte frământat că nu-ți mai iubești soția și te trezești că cauți iubirea în altă parte? Ești disperat când nu te afli într-o relație? Ce se întâmplă acolo în inima ta, în tumultul acela? Poate fi un semn al vrăjii în care te afli. Raportarea la oameni? Idolatrizarea iubirii te conduce într-o cursă de cucerire a fiecărei persoane cu care intri în contact. Cum îl privești pe cel de lângă tine? Ca pe un potențial pretendent? O persoană pe care vrei să o cucerești? Sau cum îl tratezi pe cel pe care nu l-ai câștigat? Ai încercat și nu ți-a ieșit. Resentiment, respingere, ai fost înfrânt, ai fost umilit. Cum te raportezi la cei pe care ai vrut să câștigi și n-ai reușit? Sau cum îi tratezi pe cei care și-au găsit iubirea, te îndepărtezi de ei pentru că te simți invidios? Cum te raportezi la cei care și-au găsit iubirea? Sau, 5, raportarea la situații. O altă unitate de măsură. Când relația nu merge bine, ce faci? Ai 3 variante. Dai vina pe partener și cauți unul mai bun. Abordarea aceasta este idolatrie în formă continuată. Este un soi de adicție până la urmă. Sau, o altă variantă este să dai vina pe tine și te autoflagelezi spunând, din nou am eșuat, toți ceilalți sunt fericiți, oare eu de ce nu sunt? Ceva nu e în regulă cu mine. Abordarea aceasta este autodezgustare și poate fi un semnal că iubirea este un idol pentru tine, că o cauți cu orice preț, că te definește și când ai obținut-o, ești pierdut, ești dezgustat de tine. Dezgustarea asta pe care ai putea o resimți, că nu-ți iese, că nu ți-ai găsit perechea, că ești neîmplinit, s-ar putea să fie un semnal al idolatriei. Sau al treia tip de raportare, dai vina pe lume și spui, blestemat să fie tot sexul opus. Abordarea aceasta cinică poate arăta că închinarea înaintea iubirii este atât de agresivă încât blamezi o lume întreagă. Și din nou spune ce crezi tu despre iubire și cât de importantă și ce loc are în viața ta. Așa că, indiferent dacă ești prea îngrozit de iubire sau prea înamorat de ea, te afli sub gheara idolatriei, lucru care îți va distorsiona percepțiile și viața. Așa că, dacă te-ai evaluat, dacă ai avut îndrăzneala să te uiți puțin la tine și în tine și descoperi anumite semnale, întrebarea următoare și practică pentru noi este, ce e de făcut? Și îmi place să întreb, dar de ce trebuie făcut ceva? Chiar trebuie făcut ceva? De ce trebuie făcut ceva? Pentru că satisfacerea celor mai adânci dorințe ale sufletului poate fi cel mai îngrozitor lucru care ni se poate întâmpla. Romani 1:24 spune următorul lucru. Dumnezeu i-a lăsat pe oameni pradă poftelor inimilor lor. După refuzuri repetate, Dumnezeu își retrage mâna. Și când Dumnezeu te lasă pradă poftelor tale, când nu te mai cercetează niciun fel, când ai toată libertatea să satisfaci cele mai adânci dorințe și pofte ale inimii, în momentul ăla ești în cel mai mare pericol. Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva acestora. De aceea spun, dacă satisfacerea celor mai adânci dorințe și pofte ale inimii, ale sufletului, poate fi cel mai îngrozitor lucru care ni se poate întâmpla, trebuie să facem ceva. Ce? Și din nou repet și sper să rămânem cu acest adevăr o viață întreagă. Acțiunea îți rezolvă problema. Nu gândire excesivă. Acțiunea. Indiferent de problema pe care o ai, de incertitudinea pe care o ai, făcând ceva, poți depăși situația în care ești, nu gândind excesiv. Așa că, ce e de făcut?
două lucruri foarte mari. Unu, din nou, gândește, critic gândește, sănătos, rațional gândește, corect. Cel mai important lucru este cum gândești, nu cum simți. Și prin aceasta nu vreau să cobor importanța sentimentelor. Au valoare, ne definesc, sunt ale noastre. Dar mai important este cum gândești, pentru că gândurile corecte ajustează sentimentele. Și apoi acestea ne motivează la o conduită împlinitoare. Așa că primul lucru la ce de făcut este învață să gândești cum trebuie. Înțelege lucrurile așa cum sunt. Nu fi naiv. Nu te lăsa influențat de neadevăr. Câteva lucruri la care să gândești corect. Unu, fă distinție între îndrăgostire și iubire. E foarte important să faci distinția aceasta. Ceea ce noi numim a fi îndrăgostit este o stare înălțătoare și în multe privințe bună, dar este periculos să iei acest impuls natural numit îndrăgostire și să faci din el lucrul pe care să-l urmărești cu orice preț. Pentru că a fi îndrăgostit este un lucru bun, dar nu este cel mai bun. Există multe lucruri mai prejos decât îndrăgostirea, dar există multe lucruri mai presus decât îndrăgostirea. Apoi, un alt lucru ce merită gândit și asimilat. Îndrăgostirea nu este irezistibilă, deși cultura din jurul nostru pretinde exact opusul. Îndrăgostirea nu este irezistibilă. Dacă cumva crezi opusul că ea este irezistibilă, vei arunca prosopul și vei abandona relația când descoperi că ești atras de altcineva. O vei face foarte ușor. Apoi, îndrăgostirea este un sentiment nobil, înălțător, plăcut, împlinitor, dar temporar. Cunoașterea celuilalt, obiceiurile, durează, sentimentele fluctuează. Și nu-ți fă grijuri. Când încetezi să fii îndrăgostit, nu înseamnă că încetezi și să iubești. Pentru că iubirea nu este doar un sentiment, este o comuniune profundă, menținută prin voință și întărită prin obicei. Iubirea este mult mai mult decât un sentiment pe care îl nutrești. Poți continua să iubești pe cineva chiar și atunci când ceva nu-ți place la el sau la ea. La fel cum te iubești pe tine însuți, chiar și atunci când ceva nu-ți place la tine. Poți continua să iubești pe cineva chiar și atunci când, dacă ți-ai permite, ți-ar fi mai ușor să te îndrăgostești de altcineva. Așa că fă distinția între îndrăgostire și iubire. Este foarte important. Și doi, evaluează-ți iubirea de care ai parte sau pe care o oferi celuilalt. Este important să știi cum iubești. Cum arată iubirea ta pentru celălalt sau cum ești iubit de celălalt. Există trei tipuri de comportament etichetat drept iubire. Iubirea dacă este dăruită când sunt întrunite anumite condiții. Dacă te îmbraci într-un anumit fel, dacă te porți într-un anumit fel, dacă te ridici la nivelul așteptărilor mele, dacă, eu știu, te culci cu mine, dacă... Iubirea este oferită în schimbul a ceva pe care și-l dorește celălalt. Câtă vreme pretențiile sunt satisfăcute, lucrurile merg de minune. Când nu, iubirea este retrasă. Iubirea, dacă, încearcă întotdeauna să ducă pe cineva de nas. Este profitoare, este egoistă, este ieftină și nu-și prea iubește, nu-și prea merită prețul. Iubirea, dacă... Iubirea pentru că persoana este iubită pentru ceea ce este, pentru ceea ce are, pentru ceea ce face. Te iubesc pentru că ești frumoasă. Te iubesc pentru că mă simt în siguranță lângă tine. Te iubesc pentru că mă bine dispui. Și lista poate continua. Această iubire pare destul de bună. Doar nu vrem să fim iubiți pentru cine suntem și pentru ceea ce facem. În orice caz, este preferabilă iubirii dacă... Să ai pe cineva care să te iubească pentru cine ești, ce faci, este mult mai puțin solicitant și mai puțin constrângător.
Tu nu ești la un examen, la un test, dacă le împlinești pe toate, ci ești iubit pentru ceea ce ești. Dar ce se întâmplă atunci când apare cineva mai frumos ca noi, mai distractiv ca noi, mai atent ca noi? Ce se întâmplă când îmbătrânim și ne pierdem frumusețea, vitalitatea? Ce se întâmplă când ne pierdem slujba care ne dă o poziție prestigioasă și era iubit pentru că aveai o poziție? Atunci ce se întâmplă? Iubirea pentru că este temporară și insuficientă, chiar dacă e mai bună decât iubirea dacă. Și atunci mai este iubirea punct. Pe cât de rară, pe atât de frumoasă. Un fel de te iubesc în pofida defectelor pe care ți le văd. Ți le cunosc. Te iubesc indiferent de lucrurile care se pot schimba la tine. Iubirea punct nu este oarbă. Ea poate cunoaște defectele și neajunsurile celuilalt și totuși îl acceptă fără să ceară nimic în schimb. Iubirea punct este dăruire de sine. De fapt, așa o și definește indirect Pavel în Efeseni 5:28. Tot așa să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Ce înseamnă să ne iubim trupurile? Versetul următor explică: căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul lui, ci îl hrănește, îl îngrijește cu drag, ca și Hristos biserica. Deci, Dumnezeu definește iubirea în termen de hrănire și îngrijire, adică purtare de grijă și protecție. Când înțelegi, când gândești critic, rațional, corect subiectul iubirii, când faci distinție între îndrăgostire și iubire, când ești realist, când înțelegi lucrurile, când îți evaluezi iubirea de care ai parte sau pe care o oferi, când înțelegi ce înseamnă iubirea, ai toate șansele să nu mai pleci genunchiul în fața oricărei posibilități de a iubi sau de a fi iubită. Gândește critic și doi, refocalizează-te de pe el sau ea, pe el cu E mare. Și acest al doilea pas este valabil atât pentru cei căsătoriți, cât și pentru cei necăsătoriți. Pentru cei căsătoriți întâi, relația de cuplu este nesatisfăcătoare? Se poate. Se poate să fie. Ce faci? Caută refugiu la Dumnezeu. Acolo găsești resursele necesare să mergi mai departe. Până la urmă, Dumnezeu este partenerul de viață esențial, fundamental, suprem. Asta nu înseamnă să-ți iubești partenerul mai puțin, ci să-L iubești pe Dumnezeu mai mult. Și nu te aștepta ca partenerul de viață să fie ca Dumnezeu, nu are cum. Așa că relația de cuplu este nesatisfăcătoare, focalizează-te pe el cu E mare, nu pe el sau pe ea cu E mic. Găsește-ți plăcerea în Domnul, spune Psalmul 37, și El îți va împlini cererile inimii tale. Încredințează-ți calea în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Dar cei necăsătoriți? Nu ai reușit să-ți găsești iubirea încă și ești nesigur, trist, poate disperat? Pentru mine cuvintele acestea sunt cheia. Unu este un număr singur, dar este un număr întreg. Ești perfect întreg și dacă ești necăsătorit. Este greu de acceptat un astfel de adevăr, că ești și întreg într-o societate în care accentul este pus pe familie, pe căsătorie. Este greu să-l accepți, dar trebuie să faci ceva. Și poate Biblia ne ajută, vă ajută. Uitați-vă, căsătoria nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. În Matei 19, Iisus vorbește cu ucenicii și ucenicii spun: păi dacă astfel stă lucrul cu bărbatul și nevasta lui, nu este de folos să se însoare. El a răspuns: nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat.
Fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele maicilor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de oameni și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Ce spune Iisus este că unii au ales să nu se căsătorească ca să îl slujească pe Dumnezeu. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Ce extragem de aici? Extragem adevărul pe care tocmai l-am enunțat. Căsătoria nu este planul lui Dumnezeu pentru fiecare om. Iisus îi recunoaște pe aceia care aleg să nu se căsătorească de dragul împărăției, slujirii împărăției. Doi, căsătoria nu este un scop în sine, nu este un scop ultim al vieții. N-am fost făcuți ca să ne căsătorim. În 1 Corinteni 7, Pavel o afirmă cât se poate de clar. Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strântorarea de acum. Este bine pentru fiecare să rămână așa cum este. Ești legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu ești legat de o nevastă? Nu căuta nevastă. Căci chipul lumii acestea trece. Ce ne îndeamnă apostolul Pavel aici? Că căsătoria nu este un scop în sine, un scop ultim al vieții. Îndemnul lui este, nu vă căsătoriți, având în vedere vremurile în care trăim. Nu este obligatoriu să o faci, nu este scopul vieții tale să o faci. 3. Căsătoria nu te scapă de toate problemele de care te plângi acum. În versul 28, 1 Corinteni 7, Pavel spune, însă dacă te însori, nu păcătuiești. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuiește. Dar ființele acestea vor avea necazuri pământești și eu aș vrea să vi le cruț. Ce spune Pavel? Pavel spune că căsătoria nu te scapă automat de singurătate, de presiuni sexuale, de nevoi emoționale, de dificultăți materiale. Căsătoria nu te scapă de toate problemele de care te plângi acum. Până la urmă, celibatul are și niște avantaje. Privește varianta pozitivă, latura pozitivă. Are niște avantaje, prilejuiește dezvoltarea personalității. Pe când, dacă te căsătorești și ai copii, s-ar putea să nu mai ai timp pentru așa ceva. Prilejuiește o libertate mai mare. Ești mai mobil, mai flexibil cu timpul, independent în luarea deciziilor. Nu trebuie să stabilești programul în funcție de obiceiurile sau programul, solicitările partenerului sau ale copiilor. Prilejuiește mai multă simplitate. Căsătoria te introduce într-o relație, într-o rețea de noi relații care poate fi atât o binecuvântare, dar și bătaie de cap. Și apoi, celibatul poate asigura mai multă disponibilitate pentru lucrare. Te cruță de anumite probleme și te eliberează de grijile familiale. Asta spune Pavel tot în 1 Corinteni 7. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului. Cum ar putea să placă Domnului? Dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii. Cum să placă nevestei? Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. A fi necăsătorit îți poate asigura mai multă disponibilitate de a te implica în lucrare, de a croi cărări drepte, de a lăsa niște urme, de a te investi în viața oamenilor, de a crea istorie până la urmă. Așa că, ideea principală este aceasta. Refocalizează-te! Inima este singură, chiar căsătorit fiind. Inima este singură până nu se odihnește în Cel ce te-a făcut pentru sine. Focalizare greșită, viață greșită și chinuită. Refocalizează-te. Așteaptă. Așteptare este un act de închinare. În Isaia 64, încă din vechime, nimeni n-a auzit, nici n-a pomenit și niciun ochi n-a văzut un alt Dumnezeu în afară de tine care să lucreze pentru cei ce-l așteaptă. Tu vin în întâmpinarea celor ce, pe căile tale, își aduc aminte de tine. Așa că, în final, marea deziluzie a închinării înaintea iubirii este următoarea. Indiferent
în cine îți pui încrederea, speranțele, semnificația, în afara lui Dumnezeu, când te vei trezi dimineața, lângă tine va fi Lea, niciodată Rahela. Când îți pui încrederea, speranțele, împlinirea, semnificația în altcineva decât în Dumnezeu, te vei trezi lângă Lea tot timpul, cu dezamăgirea respectivă. Există o singură pereche de brațe în îmbrățișarea cărora poți experimenta împlinirea după care tânjești. Și cum am mai spus, singura cale de a deposeda inima de o afecțiune veche este prin puterea de excludere a unei noi afecțiuni. Singura cale de a deposeda inima de un atașament vechi este prin puterea de excludere a unui nou atașament. Sau în cuvintele pe care le-am mai spus, idolii nu-i poți pur și simplu smulge afară, vor crește la loc. Idolii trebuie înlocuiți, nu smulși. Pentru că în momentul în care i-ai înlocuit cu antidotul, nu mai au loc să crească. Așa că, antidotul înaintea închinării, antidotul închinării înaintea iubirii romantice, nu este inhibarea iubirii, omorârea ei, ci dezvoltarea unei iubiri mai mari și veșnic stabile. A unei iubiri pentru o persoană mai mare și veșnic stabile.